termenul ăsta pragmatism nu-i sună bine. Că are niște conotații, cel puțin în România, care n-ar fi de natură să mai trezească încrederea în valori și principii. Pragmaticii nu mai au valori și principii. Așa s-a spus și despre Machiavelli, domnul Sărăs. Dar în realitate, Machiavelli, în această regândire a politicului, a avut un fundament moral foarte puternic. Cei care n-au văzut în acțiunea teoretică, în demersul teoretic al Machiavelli, fundamentul moral, ignoră esența gândirii lui Machiavelli. Și cei care văd doar Machiavellicul și machiavellism, ignoră esența gândirii lui Machiavelli. Pentru că, de fapt, ce spune Machiavelli este că ne putem folosi inteligența și rațiunea, ne putem folosi imaginile despre valori și idei pe care le avem pentru a încerca încet, încet să remodelăm, nu societatea, ci politicul. Adică să remodelăm structura puterii din societate. Să reconstruim structurile de putere ale societății. Adică să le facem mai apropiate de ceea ce cred conservatorii că ar trebui să fie statul și societatea. Dacă uităm acest fundament moral al lui Machiavelli, înseamnă că riscăm iar să ne batem cu cineva care nu e real. Și deci eu cred în pragmatism. Ca liberal, conservator, cred în pragmatism. Avem nevoie de pragmatism. Dar nu de pragmatismul fără valori. Nu de pragmatismul fără principii, nu. De pragmatismul care excelează prin modul în care transpune valorile și ideile într-o structură de putere, într-o structură economică, până la urmă, în mediul în care ne mișcăm cu toți. Că până la urmă ambiția este să construiești un cadru în care te simți bine. Dacă ne simțim bine în România, ceea ce mă îndoiesc în legătură cu mulți dintre noi, înseamnă că acest cadru care este România, cadrul în care ne mișcăm, bine. Mai avem mult până acolo. De asta cred că avem nevoie de liberali.